Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții în trei variante care să răspundă la întrebarea dacă vă veți împăca cu persoana iubită. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante pe care le-am pregătit aici cu florile. Am revenit din nou la variantele cu florile. Poate vă inspiră mai mult. Aceste culori sunt mai puternice. Și vă invit deja așadar să vă alegeți una dintre cele trei variante. Floarea albastră, floarea albă sau floarea roz, gândindu-vă la persoana iubită și la întrebarea dacă vă veți împăca cu această persoană pe care o iubiți. Voi folosi tarotul arcanelor majore și arcanelor minore. Și voi face etalare pentru fiecare variantă, prin care vom afla dacă vă veți împăca, ce se va întâmpla dacă vă veți împăca și dacă nu veți vă veți împăca, ce se va întâmpla dacă nu vă veți împăca. Așadar, vă las câteva clipe ca să vă alegeți varianta, bazându-vă pe intuiție, după cum rezonați cu aceste culori și flori, gândindu-vă la întrebarea dacă vă veți împăca cu persoana iubită. Ok, și pentru început voi face predicții, voi face etalarea pentru varianta florii albastre. Wow! La voi a fost un scandal sau va fi un scandal? Nu știu. Au ieșit toate cărțile, s-au grăbit să iasă toate din pachet. Deci gândiți-vă la varianta florii albastre, dacă vă veți împăca cu persoana iubită. Ce spune tarotul? Există invidie la voi, niște întârzieri din cauza invidiei, să știți. Există persoane care vă invidiază. Există o persoană care încearcă să profite de voi, poate. Și atunci când nu poate să profite, vă părăsește. Poate să fie și acest lucru. Și de aici și neplăcerile și discuțiile și trădările și despărțirile. Deci, pentru cei care și-au ales varianta albastră, să vedem dacă vă împăcați cu persoana iubită. La tăiere, aici îmi spune că ar putea să fie, să existe reușită să depășiți o situație, dar există niște erori, niște greșeli făcute, niște, în felul în care discutați, în care transmiteți mesaje, poate. Deci, pentru cei care și-au ales varianta florii albastre, da? Să vedem dacă se vor împăca cu persoana iubită. Ok, să vedem despre ce e vorba. Aici este vorba, în primul rând, despre o perioadă bună pentru servicii, pentru afaceri, mai mult. Da, deci cei care și-au ales varianta florii albastre, este foarte posibil ca pentru ei să fie mai important serviciu, banii, profiturile. Am spus și din tăiere că poate este o persoană care îi place să profite. Să profite de niște... Da, deci este vorba despre, despre niște realizări pe care și le dorește. Poate nu neapărat de afaceri, când niște realizări pe care și le dorește. Deci asta vă doriți. Poate este ceea ce vă doriți dumneavoastră la momentul de față. Vă doriți să obțineți totul. Poate își dorește, considerați că prin împăcarea cu această persoană aveți totul, și bani, și dragoste, și sentimente împărtășite. Decizia este, să știți că știți cum este, sunteți voi, sunteți cu piciorul în două luni, sau în două luni. Este posibil să vă împăcați, dar nu veți ajunge la maximul de rezultat. Veți întâmpina obstacole și veți da greș în multe situații. Veți avea multe obstacole și multe întârzieri, multă oboseală și mult stres. Poate, nu știu, vă va obosi această relație. Este o persoană probabil care, ți-am spus, poate că își dorește foarte mult să câștige bani, să câștige afaceri, profesie, nu știu, să-i meargă mai bine. Dacă nu vă împăcați, în schimb, deciziile sunt luate și să vă împăcați și să nu vă împăcați. Pe de o parte, dacă vă împăcați, este ca și cum
Lumea v-ar ajuta poate într-un fel sau altul să vă împăcați, dar tot lumea vă și desparte și vă obosește și vă stresează pe de-o parte. Deci, anturajul. Pe de-o parte anturajul vă ajută, pe de altă parte anturajul vă desparte. Pentru că sunt niște influențe negative acolo. Dacă nu vă împăcați, acest anturaj vă duce de râpă, să zic așa, da? Deci vă creează dependențe, poate vă apucați de băut, nu știu, de droguri, poate vă apucați de jocuri de noroc, poate intrați într-o lume răfamată. Veți avea multe obstacole de trecut și cu inteligentele veți trece. Dar vi se vor, totuși veți avea multe proiecte, multe planuri care vi se vor, le veți pierde, nu le veți duce la capăt aceste planuri, să zic așa. Cam asta e, din păcate, pentru cei care și-au ales varianta florii albastre. E o situație destul de neclară. Este sufletul pereche pentru voi, v-am spus. Dar totuși vă creează foarte multă oboseală. Nu sunteți pregătiți sau nu e pregătit acest suflet pereche pentru voi. Da? Sau are niște întârzieri, are niște probleme, v-am spus, poate din cauza unor suferințe. Nu mai a avut niște suferințe. Poate a avut și un doliu în familie, poate a avut niște probleme, niște pierderi în familie, a pierdut pe cineva drag. Da? Și toate aceste lucruri au dat peste cap persoana dragă, da? Deci nu mai poate să mai, n-a mai putut să mai acorde atâta interes în relației voastre. Poate să fie și acest lucru, din păcate. Mai există posibilitatea, dacă nu vă împăcați, spre exemplu, să pierdeți, poate, cum să spun, ceea ce ați dăruit, să nu mai câștigați. Ați dat foarte mult de la voi, dar nu ați primit același lucru în schimb. Da? Deci nu veți primi ceea ce ați dăruit dumneavoastră. Poate ați fost o persoană mai generoasă. Da? Deci nu este, să zic așa, aici mi apare că, deci m-am spus, dacă nu vă împăcați, să fiți tentați poate să nu știu, să vă apucați de băut, să vă apucați de... aveți multe temeri, deveniți mai nervoși, deja sunteți foarte la pământ, poate cu nervii, sunteți foarte obosiți, foarte stresați. Există o foarte puternică atracție sexuală sau vă veți ocupa, poate să aveți doar aventuri după, dacă nu vă împăcați cu persoana iubită. Veți rămâne doar pe partea de a avea aventuri și atât. Da, deci ca să nu mai puneți... vă trebuie foarte mult control, ca să zic așa, lucrurile se pot întâmpla foarte rapid. Deci lucrurile acestea se pot întâmpla foarte rapid. Imediat vă vin nervii și... nu aveți răbdare și așa mai departe. Da? Deci v-am zis, la ora actuală este foarte important acum niște câștiguri, sunt foarte importante niște câștiguri în situația în care sunteți voi. Deci voi trebuie să vă eliberați probabil de niște situații, dar oricum situația nu vă este foarte favorabilă. Pentru că, din păcate, este foarte posibil să ajungeți să aveți obstacole, întârzieri. Poate chiar să pierdeți persoana dragă. Poate să se întâmple un accident, să nu ajungeți cu ea să trăiți toată viața. Poate să fie și acest lucru, da? Deci, dacă vă veți împăca. Pentru că aveți șanse să vă împăcați. Este ca și cum decizia ar fi să vă împăcați. Dar există foarte multe întârzieri la ora actuală. Sau e prea târziu. Poate să fie și această situație. Ați lăsat prea mult timp să treacă. Da, și pentru acest lucru acum puțin este cam târziu, da, deci nu prea mai are rost. Deci ar fi o reușită, ar putea exista, dar va aduce multă suferință. Nu va aduce fericire, va aduce obstacole, va aduce întârzieri, stres, oboseală. Cam asta e pentru cei care și-au ales varianta florii albastre. Haideți să vedem și pentru cei de la varianta florii albe, dacă se vor împăca cu persoana iubită. Ce se va întâmpla. Dacă nu se vor împăca, ce se va întâmpla, da? Deci gândiți-vă, intens la persoana iubită și la întrebarea dacă vă veți împăca cu persoana iubită. Să vedem tarotul ce spune, ce șansă are relația voastră. Ia să vedem.
dacă veți împăca cu persoana iubită. Aici există o situație de succes. Poate dacă împreună puneți la cale să faceți o afacere, dacă împreună plecați la un drum, într-o călătorie, într-o vacanță, poate. Da? E posibil acest lucru să se întâmple, da? Să plecați într-o vacanță împreună, pentru că poate în felul acesta reușiți să vă înțelegeți mai bine. Acum, la ora actuală, la voi este un moment de criză, este o lipsă de energie, de sentimente. Poate sentimentele s-au răcit între voi. Este foarte posibil ca între voi sentimentele să se fi răcit la ora actuală, să nu mai fie cum au fost, da? Este poate chiar evidentă relația voastră că s-a terminat, ca să zic așa, sau că există această lipsă de energie. Poate vă simțiți obosiți. De această relație. Există o criză între voi, nu mai există sentimentele. Cu toate că există posibilitatea și la voi să vă împăcați. Există această posibilitate și la voi, dar nu în primă fază. În primă fază nu va duce multă insatisfacție. Da, deci voi încă v-ați pierdut echilibru, încă nu reușiți să vă echilibrați voi ca și pereche, ca să zic așa. Nu sunteți încă pe aceeași lungime de undă. Există așa o neliniște de niște pierderi sau aveți temeri, că vă duce la pierdere această împăcare, că veți pierde, că nu veți, nu mai, nu vă mai va mai iubi ca înainte, poate i-ați greșit într-un fel sau poate că această persoană nu este la nivelul așteptărilor voastre și vă simțiți poate folosiți, că îi interesează mai mult poate banii. Exact cum spuneam și la început, poate pentru voi mai bine ar fi ca în acest moment sau poate îl mai interesează pe persoana la care v-ați gândit, o interesează mai mult serviciu, poate lucrează chiar într-un bar undeva, da? Poate lucrează cu un comerț undeva unde are de-a face cu lichidele, da? Sau ceva legat de lichide. Și are neplăcere, are niște nepierderi, nu știe ce să facă, poate să fie și acest lucru. Și-ar dori, poate, își dorește, poate, și persoana iubită să se împace cu voi, dar numai în situația în care ar fi la un nivel social, ar avea succes, ar avea bani, ar avea de toate. Nu știu ce să spun, pentru că există o criză acum, la ora actuală, între voi. Și nu este încă decisă, să zic așa, să se împace. Da? Deci nu este încă decisă. Această persoană are, sau poate chiar bea, sau dumneavoastră v-ați apucat să beți, spre exemplu, v-ar duce, v-ar aduce, v-ar, dacă v-ați împăcat cu această persoană în primă fază, sau poate invitându-o să beți undeva ceva împreună, va să fie și acest lucru, ați putea să vă realimentați, să zic așa, relația, să vă refaceți într-un fel relația. Invitați-o undeva în afară să beți ceva, o cafea, ceva de să beți împreună. Există o posibilitate aceasta să vă împăcați. Da, există. Deci pentru cei care și-au ales varianta florii albe, există. Trebuie să profitați poate de situație sau să căutați să creați o astfel de situație. Poate ar trebui puțin să fiți mai pozitivi și să folosiți poate metode de vindecare pentru voi, pentru a vă ridica energia, pentru a avea mai multă energie, pentru că voi sunteți la ora actuală puțin cam în lipsă de energie, să zic așa. Nu mai aveți poate voința să vă împăcați foarte tare. Ca și timp, ar trebui să luați pas cu pas, să zic așa, adică să nu vă doriți să vă faceți planul, ci pur și simplu să trăiți ziua, să trăiți momentul, fără să programați foarte mult. Încărcați-vă bateriile și poate invitați apoi persoana iubită când sunteți odihniți bine și așa, invitați persoana când se simte și ea la fel dispusă să vă întâlniți să beți ceva împreună, o cafea poate, și în felul acesta veți vedea că lucrurile vor
calma, se pot îmbunătăți, să zic așa, da? Dacă nu vă împăcați, rămâneți la fel cu lipsă de energie, cu multă confuzie, considerați că s-a terminat toate aceste lucruri și veți descoperi totuși că aveți și niște intrigi. Deci există totuși persoane care s-au interpus în relația voastră, care au încercat să vă destabilizeze această relație și o veți descoperi doar dacă nu vă mai, în momentul în care veți hotărâ definitiv că s-a terminat această relație. Da? Sau în momentul în care veți avea o altă relație, veți descoperi că există niște persoane care din jurul vostru, din preajma voastră, unde locuiți, dintre prieteni, în anturaj, nu știu, la locul de muncă, etc., care încearcă să vă destabilizeze, de aceea v-ați și pierdut echilibru. Da? Deci a încercat să vă omoare, într-un sens, între ghilimele, să omoare această relație, această iubire, să vă omoare posibilitățile de a avea o relație, de a avea o iubire, de a vă întâlni cu persoana iubită, etc., etc., da? Să nu aveți succes. Cu toate acestea, voi veți ajunge. Deci, chiar dacă aveți toate aceste piedici, aceste probleme, ca să zic așa, care vi se interpun între voi și persoana iubită, voi veți reuși să vă împăcați cu persoana iubită. Dar numai după ce vă veți regenera, voi trebuie să vă repuneți, să vă echilibrați, să vă îngrijiți mai mult de sănătate, poate nu stați bine cu sănătatea, da? Să vă îngrijiți aspectul fizic, exterior, nu știu. Deci voi aici, asta vi se cere, să vă echilibrați puțin, da? Să vă echilibrați, să faceți niște, poate să vă duceți la mare, să faceți niște băi de energie, nu știu, să vă căutați medicină alternativă, da, cure medicinale, etc. Pentru că voi sunteți într-o stare de neliniște și de lipsă de energie, situația voastră și materială, poate, și veștile între voi sunt într-o criză, da? Și nu mai comunicați bine, poate, nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă. Și atunci, întâi trebuie să vă echilibrați, să vă vindecați, să vă regenerați și abia apoi lucrurile se pot îmbunătăți și vor duce către reușită, ca să zic așa, să vă împăcați cu persoana la care v-ați gândit, la persoana iubită. Da, deci este, vă poate aduce, practic, poate că voi aveți, cum să spun, ați avut o criză în relație datorită felului impulsiv în care ați acționat. Poate că și tot așa se va și putea repune din impuls. Când va simți la acea persoană un impuls să se împace cu voi și o va simți, va fi acest lucru. Deci va veni așa pe neașteptate, îi va veni acel impuls ca să se împace cu voi, să fie cu voi, să vă caute. Da? Deci aveți răbdare. Întâi voi, între timp, profitați de momentul care îl aveți, de timpul care îl aveți și îl petreceți singuri, să vă regenerați, să vă reechilibrați. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales varianta florii roz, cum va fi relația lor dacă se vor împăca cu persoana iubită. Deci gândiți-vă intens la cei care v-ați ales varianta florii roz, la persoana iubită și la întrebarea dacă o veți împăca cu persoana iubită și să vedem tarotul ce vă răspunde. Aici mi apare că bărbatul, dacă e un bărbat, este o persoană care nu are capacitatea să fie delicat, să zic așa, dar poate este mai dur, mai tăios, mai țărănoi, să zic așa, mai bădăran, mai brutal într-un fel sau altul. Pentru el foarte mult acum contează poate cariera, profesia, banii. Sau dumneavoastră sunteți o astfel de persoană pentru care ați pus pe primul plan foarte mult cariera, banii, sau v-ați comportat mai brutal, mai tăios, sau ați avut un anturaj așa mai tăios și mai brutal, care a stricat relația voastră, o persoană din anturaj. În momentul de față vi se cere să fiți sinceri, da? Deci în momentul de față este vorba de multă sinceritate care trebuie să existe.
Da, deci aici există, și la dumneavoastră trebuie să vă echilibrați, să vă îngrijiți mai mult de aspectul fizic, exterior poate, sau de spiritual, cel interior, da? Să vă îngrijiți mai mult de sentimente, de felul în care arătați și din interior, ce caracter aveți, ce, da? Deci să fiți mai pozitivi. Pentru că există posibilitatea chiar să faceți o familie, dar, sau pentru cei care au fost căsătoriți să se împace, să rămână o familie. Există multe preocupări, dar sunt legate poate de bani aici, poate aveți și viciu băuturii sau persoana la care vă gândiți are acest viciu al băuturii, poate și acest lucru să se întâmple. Poate că există și un libertinaj, este mai libertină sau dumneavoastră mai libertin, da, depinde fiecare aspect cum este. Deci decizia este luată ca să vă împăcați și la voi, ca și la toate celelalte două variante. Există două posibilități, și să vă împăcați și să nu vă împăcați. Depinde de voi, v-am zis, de situația, cum o reușiți voi să o duceți la capăt. Pentru că se pare că pentru fiecare în aceste relații contează foarte mult. Voi ați fost cei care ați dat tonul la acea relație și care ați făcut posibilă să se încheie acea relație. Da? Deci fie că, spre exemplu, v-ați băgat într-o relație care nu era de voi și totuși voi vreți să fiți cu ea și depinde tot de voi ca să fiți în acea relație, dar trebuie să jucați cum vrea partenerul, partenera, fie ați greșit față de partener, partenera și atunci trebuie să reparați acolo unde ați greșit. Cert este că la ora actuală problema este problema de o sinceritate în sentimente. Trebuie să fie sentimente sincere, da, și să se discute sincer în acest sens. Există la ora actuală, de așa că vă veți împăca, există posibilitatea să vă împăcați, dar v-am spus, doar după ce vă veți tempera, după ce vă veți calma, după ce veți renunța poate la un viciu, după ce poate vă veți vindeca de de un viciu sau de o supărare, da, sau aspectul fizic exterior sau aspectul interior, vă veți îmbunătăți, veți da cei mai buni din voi. Vor mai exista niște preocupări legate de bani. Poate unii dintre voi își pun problema banilor, a darurilor care le fac, dacă le mai primesc înapoi, dacă îi se, sau mă rog, vorbele, dacă, spre exemplu, îi spuneți că vă iubesc, dacă vă spune și el ia la fel. Nu trebuie să vă gândiți la aceste lucruri, deci nu ar trebui să fiți preocupați de acest lucru. Veți depăși aceste probleme. Nu încercați să așteptați de la celălalt primul pas, poate, da? Deci nu mai fiți preocupați, nu mai așteptați primul pas de la celălalt. Încercați să-l faceți dumneavoastră și fără să așteptați neapărat să vi se recunoască meritele, poate, da? Că ele oricum vă vor fi recunoscute. În situația în care nu sunteți sinceri, așa cum spune tarotul, că ar trebui să vă comportați și nu vă îmbunătățiți aspectul fizic, etc., ca să, așa, nu vă veți împăca și veți continua să aveți o atitudine de... Nu are încredere în voi, poate, persoana iubită. Poate ați fost mai infideli, mai infidele, nu știu. V-a bănuit că aveți pe cineva. Sau persoana la care vă gândiți este o persoană infidelă. Da? Poate și acest lucru să fie și va continua să fie infidelă. Sau poate are o relație de căsătorie deja. Deci nu este posibil să vă... Dacă depinde foarte mult de femeia cu care este, spre exemplu. Dacă este deja căsătorit sau într-o relație mai oficială, acea femeie nu prea renunță ușor. Da? Deci nu renunță ușor. Și aici depinde de voi. De felul cât de mult veți iubi, cât de mult veți lupta, să zic așa, ca să aveți această persoană, să o cuceriți, da? Cu dragoste. Dar nu prea văd să ajungeți ușor, adică vor fi multe preocupări până veți ajunge. Dar este posibil, poate prin nașterea unui copil este posibil să ajungeți, să obțineți persoana, să aveți o relație de căsătorie chiar cu persoana iubită printr-un nou nașterea unui copil. Cam asta e și pentru cei care și-au ales varianta florii roz. Să sperăm că aceste predicții vi se vor împlini, că vă veți împăca cu persoana iubită. Sper și că v-au plăcut aceste predicții, că vă regăsiți în ele.
și că vă împlinesc așteptările. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Vă invit să-mi lăsați mesajele voastre, feedback-urile, cum vedeți aceste predicții, dacă vă regăsiți în ele și dacă vă ajută mesajele care le-ați primit prin intermediul cărților de tarot. Înscrieți-vă și pe canalul meu de YouTube dacă nu v-ați înscris încă și vă place acest canal și aceste predicții. Vă plac aceste predicții și accesați, folosiți butonul roșu care se găsește sub acest filmuleț și în același timp și clopoțelul care este lângă pentru a primi notificări la timp cu noile predicții care le fac zilnic. Pentru cei care își doresc predicții individuale, personale, legate strict de problema lor personală, de relația lor, îmi pot scrie pe adresa de e-mail pe care o găsesc sub acest filmuleț în descriere. Încă o dată eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o zi excelentă din toate punctele de vedere și să fiți iubiți și să vă împăcați cu persoana iubită dacă asta vă doriți. La revedere!